Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și în această filmare vreau să vă povestesc un pic despre experiența mea de la târgul Whisky Life Paris 2024. S-a desfășurat în perioada 28-30 septembrie, primele două zile, 28-29 fiind pentru publicul larg, iar cea de-a treia zi doar pentru profesioniștii din domeniu. A fost o ediție aniversară, a 20-a, ținută de câțiva ani în marea sală numită Grand Hall de la Villette. Și în premieră, în acest an, pe lângă whisky, au fost prezente și firme de gin, de rom, de sake și o zonă specializată de cocktailuri. Prețul biletelor n-a fost chiar ieftin. Pentru biletul normal, cele două zile au fost 120 de euro. Pentru VIP, care aveau acces la o zonă restrânsă, cu îmbutelieri mai selecte, a fost 195 de euro. Și în prețul biletului intra un pahar cu care să poți să deguști whisky-ul de la diferite standuri. Brățara care s-a atașat la mână avea diverse culori funcție de categoria biletului pe care l-ai cumpărat. Primeai și două cocktailuri la alegere din zona specializată și un cadou de la unul dintre organizatori, la Maison de Whisky, o sacoșă care este ultimul număr al ediției franceze al revistei Whisky și o broșură foarte interesantă despre whisky-urile, o carte de fapt, despre, în franceză, despre whisky-urile pe care le importă și le distribuie la Maison de Whisky. Fiecare stand, fiecare distilerie, fiecare marcă avea mai multe etichete pe care le puteai degusta. Au fost peste 250 per total standuri prezente, pe zona de whisky circa 150, din Scoția vreo 50 și ceva, din Franța, remarcabil, 40 și ceva și ele, apoi foarte multe din Statele Unite și Irlanda, iar celelalte mărci grupate pe zona Europa și Asia-Oceania. Puteai degusta cât doreai și cantitatea care de obicei se turna în pahar, fără să fie măsurată, era de circa 10 ml. Am să vă prezint în minutele următoare câteva filmări și fotografii realizate de mine, cu speranța că data viitoare vom fi mai mulți de la Club Whisky Iași sau din România prezenți la această manifestare. Vă invit să urmăriți acest mic montaj de la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu, cu drag, slainte! Vedeți în stânga mea, sunt cei care au bilete VIP. În dreapta încă nu au apucat să intre cei cu bilete normale, așa cum sunt și eu. Haideți să vedem câte mii de persoane pe sute de metri la această ediție 2024, a 20-a a Whisky Life Paris 2024. Nu știu ce a fost în capul meu, de-am ajuns exact la ora de intrare, mă gândeam că pot fi mult mai puține persoane, în niciun caz mii de persoane. Sala mare, la Grand Ball de la Villette. Paris Life, Whisky Life 2024. Cea mai mare manifestare de acest gen din Europa, peste cea de la Londra, peste cea din alte orașe, ne mai vorbim de Whisky Fest de la București. E mic copil, încă în fașă. Oare când vom ajunge și noi să avem atâta audiență ca la Whisky Life Paris 2024? La 1:30, ora la care suntem acum, ar fi trebuit să înceapă intrarea celor cu bilete normale. După cum ați văzut, nici măcar cei care aveau bilete VIP și care au avut intrarea cu o oră mai devreme nu au terminat. Coada se întinde pe sute de metri, mii de persoane. Este drept că biletele VIP s-au terminat mult mai devreme, biletele pentru ambele zile. Au costat, luate cu anticipație, 190 de euro. Cele normale pentru ambele zile de festival, așa cum m-am luat și eu, 120 de euro.
Speranța mea este că totuși voi putea intra astăzi. După cum puteți vedea, sunt mii de persoane, va dura cel puțin o oră, poate două, dacă nu și mai mult, din momentul în care se va permite accesul celor cu bilete normale, până să intrăm și să apucăm să degustăm. Cum spuneam, speranța mea este că voi putea ajunge astăzi. Mâine, desigur, voi veni mult mai devreme. Voi lăsa turismul pe care îl plănuiam dimineață, de a vizita capitala Parisului pentru altă dată și voi veni să mă așez din timp la rând pentru a avea mai mult timp pentru whisky-urile pentru care suntem aici. În continuare, vedeți, coada nu s-a terminat. Marea sală, Whisky Life, Paris 2024, vă spuneam, a 20-a aniversare. N-am cum număra persoanele așezate la rând. Sunt mii de persoane, în orice caz. Poate la finalul manifestării vom avea și o cifră oficială comunicată de organizatori. Deocamdată mă bucur să fiu aici, chiar dacă încă n-am ajuns să intru. Am răbdare cel puțin să ajungem la capătul cozii. Se vede undeva în spate. Vom ajunge și acolo. Ne vom așeza la coadă și vom aștepta răbdători să ne vină rândul să intrăm. Am văzut control de securitate, bineînțeles, cei care sunt cu rucsaci, cu alte bagaje. Vom sparge aici o gaură și vom merge spre capătul cozii. Aici începe așteptarea noastră. Ovidiu de la Club Whisky Iași vă salut de la Whisky Life 2024 Paris. Rândul a început să înainteze de ceva vreme. Sunt cam de 7 minute la coadă. Încet, încet. Sperăm ca în maxim o oră, poate și mai puțin, să intrăm la Whisky Live Paris 2024. Dragii mei, o surpriză foarte plăcută. Tot acel rând pe care l-ați văzut în filmarea precedentă l-am parcurs în un pic peste jumătate de oră. S-a mișcat foarte repede rândul, astfel încât în câteva minute vom intra și vom savura whisky de la Paris Whisky Live 2024. Nu este permisă intrarea cu rucsaci și cu genți, astfel încât toată lumea care are astfel de obiecte le lasă la vestiare, după care ne așezăm la rândul de intrare. O brățară colorată funcție de numărul de zile pentru care are biletul de intrare, un pahar pentru degustare și o broșură cu informații despre expozanții de la festival. Whisky Live 2024, haide să savurăm whisky!